mari actori de comedie. Trei mii de galben pe trei luni și Antonio Chezaș. Sunt tâlhar pe apă și tâlhar pe uscat. Voiesc să zic pirați. Dar oricum omul e bun de plată. 3000 de galbeni, cred că aș putea să primesc garanția lui. Octavian Cotescu. Este suficient a rosti doar două nume, Tanța și Costel. Și deja generațiile care l-au cunoscut și iubit pe Octavian Cotescu vor regreta că acest mare actor nu mai este printre noi. Octavian Cotescu s-a născut la Dorohoi pe 14 februarie 1931. Studiile liceale le-a făcut la Iași, unde a absolvit și conservatorul de artă dramatică Matei Milo. După absolvire, a fost repartizat la Teatrul Bulandra din București, unde a debutat cu mare succes în piesa Pădurea de Ostrovski. Două întâlniri creatoare au marcat destinul actoricesc al lui Octavian Cotescu. Sunt doi mari regizori ai teatrului românesc, Lucian Pitilie și Liviu Ciulei. La fel de mult a contat pentru Octavian Cotescu și jocul alături de alți mari actori ai vremii, Toma Caragiu, Radu Beligan, Marin Moraru, Coca Andronescu, Gina Patrichi, Dem Rădulescu, Anda Călugăreanu, pentru a aminti doar câțiva dintre ei. Octavian Cotescu a dus pe scena românească un stil de joc modern în care finețea observației vieții de zi cu zi se conjugă cu subtilitatea efectului umoristic. Generozitatea, căldura și disponibilitatea sufletească, farmecul mereu proaspăt al ironiei sale joviale, fac din Octavian Cotescu un actor inimitabil. Nu numai scena, televiziunea și filmul, ci și radioul a beneficiat de prezența memorabilă a marelui actor care a fost Octavian Cotescu. Dintre numeroasele înregistrări la radio, v-am ales pentru începutul emisiunii noastre un fragment din comedia Răposatul, de Branislav Nușici. Interpretează cu același talent alături de Octavian Cotescu și Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Marin Moraru, Rodica Tapalagă. Pentru mine nici nu există. Nici pentru noi. Mama. Milan, te rog să... Milan, te rog să stai mai aproape de mine. Bună ziua. Am auzit... Credeam. Mă așteptam. La ce te fi așteptând? Nu cumva ți-ai închipui că o să leșinăm când o să te vedem? Nu, la așa ceva drept să spun, nu mă așteptam, iubite moștenitor. Dar îmi ziceam și eu că mă veți întâmpina cu bucurie, ca niște rude bune. Doar m-am întors din morți. Asta te privește? Nu mă privește numai pe mine, ci și pe rudele mele. Oare soția mea nu e firesc să se bucure la întoarcerea soțului ei pe care îl credea mort? Milan, nu te rog. Sau dumneata, Spasoie, ruda mea cea mai apropiată. Am auzit că la tribunal ai adus dovezi că ești ruda mea cea mai apropiată. Așa scrie aici. Uite, în ferparul tipărit cu ocazia înmormântării mele, unde te iscălești, rudă nemângâiată. O rudă apropiată ca dumneata ar trebui să se bucure. Ar trebui, ce parcă eu zic că n-ar trebui, dar ia ascultă. Nu-ți dau voie să-ți bagi joc de simțămintele mele. Aici îți trăznește prin cap să mor și eu trebuie să bocesc. Aici îți trăznește să-mi vii și eu trebuie să mă bucur. Păi așa poți să-ți până ziua d-apoi. Și atunci înseamnă că eu nu mai am altceva de făcut decât ba să bocesc, ba să râd, cu schimbul. Cu schimbul, nu? Dar ceilalți nu au nimic de spus?
prietenul și asociatul meu, de pildă, domnul Mihail Novakovici. Noi am rupt orice legătură, domnule, încă de pe vremea când trăiai. Da, 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 da. Dar domnul Anta, ruda soției mele, pe el, hai să-l iertăm, să sărim peste el. Chiar așa, mai bine zi, să sărim peste mine. Nici nevastă mea nu are să-mi spună nimic. Eu, pe mine, te rog să te adresezi soțului meu. Domnule, fosta dumitale soție s-a căsătorit legal cu mine și căsnicia noastră este cât se poate de fericită. Nu înțeleg cum de mai ai obrazul să-i vorbești și să o jignești. Da, dar eu n-am murit. După cum vedeți, eu trăiesc. Asta ar trebui să o dovedești, domne. Ce crezi că așa merge? Vine nu știu cine de nu știu unde și spune: uite-mă, sunt viu. Păi ancheta a stabilit că te-ai sinucis, care va să zică așa că ești bun mort. Mi-a ești mort în fața legii, așa cum ești mort și pentru noi toți. Te-am înmormântat și încă cu ce bombă, cu discursuri. În casa mea a fost un doliu. 6 săptămâni ți-am depus o coroană pe mormânt. Flori naturale, m-a costat o grămadă de bani. Ce mai vrei? Spune, domnule, ce mai vrei? Am dat bani, am dat bani. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sunt foarte recunoscător. Păi acum ce mai vrei, dacă mea? Noi din partea noastră am făcut tot ce se cuvine. Ce mai vrei, domnule? Ce mai vrei? Ce să vreau? Nu vreau nimic. Nu vreau nimic. Nu vreau nimic. Dacă nu vreau nimic, e foarte am nimic. Venit doar ca să vă mulțumesc pentru grija ce mi-ați purtat. Păi pentru asta nu trebuia să te ostenești până aici. Vă să zic că după dumneata Spasoie nici nu mai avem ce vorbi. Păi da, da, despre ce să mai vorbim? Ce să mai... Da, nu ți se pare că întoarcerea mea schimbă radical situația? A? Că schimbă din temelii mersul lucrurilor. Uite, tocmai despre asta ar trebui să vorbim. Ba, să mă ierți, domne, să mă ierți! Mie nu mi se pare că schimbă nicio situație, doar pentru dumneata să nu se fi schimbat, și atunci am să-ți dau un sfat, prietene, să te învăț cum să ieși din situația asta schimbată. Dacă vrei, uite, eu te ascult cu plăcere. Dacă ți închipui că întoarcerea dumitale este o amenințare pentru noi toți, atunci trebuie să-ți spun că te înșele amar. Înșele! Crezi că tot ce s-a înălțat după moartea dumitale este atât de ușor de dărâmat? Află că te înșel. Nu ai de ales. Singura portiță de scăpare este să te întorci din nou de unde ai venit și să te împaci cu gândul că ești mort, asta mort, mort. Da, uite, asta ar fi o ieșire, dar mai este una și eu pe aceea am ales-o. Care, care? Să rămân aici, printre dumneavoastră. Oh, ce printre noi, împotriva noastră? Dacă asta vă e dorința... Asta înseamnă, domnule, eu zic să te mai gândești. Păi, 3 ani de zile m-am tot gândit. Pentru asemenea lucruri nu sunt de ajuns nici 30 de ani. Unii vă rog să mă iertați, domnilor, dacă v-am deranjat, dar trebuia să am această întâlnire cu dumneavoastră înainte de a porni orice acțiune. Tot aveam de gând să vă vizitez pe fiecare. Peste mine ai spus că sari. E cu atât mai bine că v-am găsit pe toți la oaltă. Eu am plecat. Stai! Ăsta e ultimul dubitare cuvânt? Ultimul meu cuvânt este: sunt viu și vreau să trăiesc. Dar ce, parcă noi nu vrem să trăim? Anta, dă fugă și spune că și noi vrem să trăim. Că și noi vrem să trăim. Dă fugă după ea și spune că... Aceeași detașare ironică cu un efect comic irezistibil o remarcăm la Octavian Cotescu și în rolul Shylock din comedia Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare. În regie artistică semnată de Dan Puican, o producție a Teatrului Național Radiofonic 1974, cu o distribuție de excepție. Octavian Cotescu, Alexandru Repan, Ion Caramitru, Rodica Tapalagă, Valeria Seciu, Emil Hosu, Marin Moraru, Vali Voiculescu Pepino, Constantin Codrescu. 3.000 de galbeni pe 3 luni și Antonio Chezaș? Da, Shylock, pe 3 luni. Antonio e bun. Ai auzit vreodată pe cineva care se spune altfel? Deloc. Eu când am zis că este bun, ți-am dat a înțelege că chezășia lui îmi e destulă. Dar mijloacele lui sunt cam așa și așa. Are o corabie pornită spre Tripolis, alta spre India. Mai aflai pe Rialto că are o a treia corabie în Mexic, a patra prin Anglia și mai are afară risipite și alte încărcături. Dar corabiile nu
sunt decât scânduri, matrozii, oameni. Sunt șobolan de uscat și șobolan de apă. Sunt tâlhar pe apă și tâlhar pe uscat. Voiesc să zic pirați. Unde mai pui primejdia curenților, a furtunilor și a stâncilor? Ce vrei să spui? Dar oricum omul e bun de plată. 3000 de galbeni, cred că aș putea să primesc garanția lui. Fii încredințat că poți. Vreau să fiu încredințat că poți. Și ca să pot să fiu încredințat, trebuie să stau să mă gândesc. Se poate vorbi cu Antonio. Dacă poftești să iei masa cu noi. Dar nu vreau să mănânc cu voi și nici să beau cu voi, nici să mă rog cu voi. Ce vești sunt pe Rialto? Da, drum bun! Cine vine încoace? Chiar signor Antonio. Cum seamănă cu vameșul fățarnic. Urăscul căci în prostia lui dă bani fără dobândă și coboară aici în Veneția dobânda. Te pot să-l prind cândva la strântul lui. Cu el voi sătura străvechea-n pică. El râde de afacerile mele, de-al meu câștig, zicându-i camătă. Cu jurământ mă jur, nu-l voi uita. Ce spui, Shadow? În gândul-mi socotesc câți bani am azi. Și așa, pe din afară, mi se pare că nu pot nepristan să pun grămadă 3000 de galbeni plin. Da, ce are a face? Tubal evreu bogat din neamul meu, mi-i dă. Însă, domol, pe câte luni poftești? Voinic să fii, signor Antonio. Măria ta ne stă acum pe limbă. Eu, Shylock, bani nu dau și bani nu caut ca să-i primesc or să-i întorc cu spor, ci totuși, ca să ajut pe un amic, îmi calc aspravila. El știe. Cât cer, Bassanio? Da, da, 3000 de galbeni. Și pe 3 luni? 3000 de galbeni, frumoasă sumă. 3 luni din an. Ia să vedem dobândă. Da, Shylock, vrei să ne îndatorezi? Signor Antonio, în multe rânduri și adesea pe Rialto m-ați mustrat că sunt zaraf și cer la bani dobândă. Dar eu am dat din numeri și am răbdat. Mi-ați zis păgân și ucigaș și câine și mi-ați scuipat caftanul evreiesc. De ce? Căci folosesc ce este al meu. Și iată, acum să arată că vis bun. Deci hai, veniți la mine și îmi spuneți, am vrea parale, Shylock, ziceți voi care ați făcut din barba mea batistă și cu piciorul m-ați gonit ca de la prag pe câinele străin. Shylock. Și acum vreți bani? Ce pot să vă răspund? Să vă spun oare un câine n-are bani? E cu putință să dea 3000 de galbeni o potaie? Sau să mă plec adânc și în grai de rob, cu frântră suflet și în smerită șoaptă, să îngăimez. Shylock. Signore, m-ați scuipat de ună zmiercuri, aldată cu piciorul m-ați izbit, a treia oară câine m-ați făcut și pentru toate aceste curtenii, eu cată să vă dau atâția bani. Shylock, de vrei să dai această sumă, n-o da ca la amic. Căci amiciția n-a luat de la amic pe un sterp metal nici când dobândă. Dă-o ca la dușman, căci dacă el dă greș, atunci putevei cu un chip senin să-l chemi în judecată. Iată, iată cum vă aruncați. Aș vrea prietenie să avem și dragoste, să uit ocările, să acopăr lipsa vă de azi și să nu iau la banii mei niciun folos. Da, surda. Și ce propun e totuși lucru bun. Cum? Și această bunătate o dovedesc. Poftiți la un notar și iscăliți sinetul cuvenit și această șagă. Ce? De nu veți răfui la timp și loc, da? Cu tare și cu tare sumă după cuvântul din sinet, da? Atunci amenda să fie socotită drept un funt din scumpa voastră carne luat, tăiat din trupul vă, de unde voi voi. Îmi place, zău. Semnez așa sinet, adăugând
Evreu e om de treabă. Așa, Sinet, nu voi semna nișcând. Mai bine rob rămâne voii mele. Basanio, n-ai nicio teamă, nu voi fi robit. Antonio. În 2 luni, cu o lună înainte de ziua sorocită, aștept să învie de 3 ori 3 valoare acestui zapis. Dar ia să-mi spuneți, la zi de nu-mi plătește, ce câștig cerându-i împlinirea datoriei? Un funt de carne omenească luat din om nici preț nu are, nici folos, cum are cea de oaie, bou sau capră. Să știți, ca să mi-l fac amic, lucrez așa, primește bine, de nu, adio. Și nu mă oropsiți că vă iubesc. Da, Shylock, da, iscălesc sinetul. Atunci de grabă mergeți la notar și acest sinet hazliu, îl tâlcuiți. Bine. Iar eu alerg să scot paralele, să văd acasă ce. Căci am lăsat-o în paza slabă a unui pui de lele. Și cât ai bate în palme, sunt cu voi. Bine, 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 deci grabă, deci, drăguțul evreu. Acest israelit va fi creștin, se face bun. Cuvinte dulci și o minte rea, nu-mi plac. No, să mergem fără teamă, nu ne pasă. Căci navele-m cu o lună înainte de ziua sorocită sunt acasă. Un alt mare dramaturg, Carlo Goldoni, cu a sa comedie Bolnava prefăcută și alți actori de renume care ne încântă alături de Octavian Cotescu, Mariana Mihuț, Nicolae Neamțu Otonel, Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Horia Căciulescu, Rodica Tapalagă, Dem Rădulescu. Respectele mele. A, domnule Pantalone, respectisime, stăpâne prea stimatisim, sluga dumneavoastră umilisima. Sunteți sănătos? Cum, sunteți sănătos? Mă bucur. Pe dumneavoastră v-am întrebat, eu v-am întrebat pe dumneavoastră, v-am întrebat pe dumneavoastră. A, da, da, prea bine, mulțumesc. Cu voia dumneavoastră am adus rețeta asta. Prescripția doctorului Onesti. Chiar așa. Doctorul de apă chioară. Cum? Ia să vedem. Da. Recipe agvam putei recente extractam ponatur in vase vitreo de inde oferatur puele ut bibat ad satistatam. Statista, e pentru fetița mea, Rozaura, e bolnavă de mult și nimeni nu-i află leacul. Mergi cu rețeta asta, nu se decuiește. Cum? V-am spus și vă spun, prietenește, doctorul Onesti tărăgânează tratamentele. De mine va trebui să caut alt doctor. Vreți un doctor priceput? Da. Respectabil? Da. Celebru? Sigur. Cinstit? Da. Bun teoretician? Da. Excelent practician? Da, e bine, da. Ăsta este doctorul Buenatesta. Și cum îl pot consulta? S-ar putea să treacă pe aici. Vine, vine pe aici. Ce-a spus? Vine aici, el vine aici, aici el acum. Aici, în farmacia mea, vin cei mai importanți oameni. Citiți ziarele. Ziar, nu prea citesc. Ascultați. Da. Ascultați. Da, nu citesc. Se pare că marele han al tătarilor va fortifica hotarele. Da, unde, da, unde ar veni doctorul acela? Iată, e doctorul Bonatesta. Da? Sluga dumneavoastră, serenisime. Plecăciune. Plecăciune, serenisime. Sluga. Domnule doctor, da? Signor Pantalone de Bisognosi are nevoie de dumneavoastră pentru fica dumnealui. Da. Nu cred că pot, am prea mulți bolnavi. Vai. Domnul Pantalone e foarte bogat. Da. Printre cei mai bogați negustori din oraș. Sluga, de ce boală suferă fetița dumneavoastră? Păi nu știu, domnule doctor, nimeni nu-i cunoaște boala. Nimeni? Sărmana medicină, cine o îngrijește? Doctorul Onesti. 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 Auzi, domnule farmacist, Onesti! Doctorul de apăchioară. Cum se manifestă această boală necunoscută? Foarte ciudat, domnule doctor, acum râde, acum plânge, da. N-are poftă de mâncare, nu doarme și se topește de picioarele. Îi puteți veni de hac? Dacă pot, ascultați. Acum râde, acum plânge. Așa, n-are poftă de mâncare. N-are, bine. Nu doarme. Nu închide un ochi. Și se topește pe picioare. Adevărat, dar de unde știți? Așa-i că i-am aflat boala. Fuuu,
ce om, ce doctor minunat, bine voi să veniți ca să o vedeți pe fica mea. Acum nu pot, am prea multe vizite, priviți-vă rog agenda mea. La orele 16, marchizul Ruggiero, la 16.45, la Contesa, la 17, cavalerul Roberto, la 17.15, la prințul Casimiro, la 18, la contele... Dacă ați luat două sferturi de oră de la domnul prinț, eu m-aș strădui, știți, să fie spre folosul dumneavoastră. Da, dragă, signor Pantalone, sunteți atât de simpatic. O clipă, să mai văd o dată agenda asta. Da, Bazila Conte Roberto, la 17.30 voi fi al dumneavoastră. Vă mulțumesc, fug spre casă, un singur lucru, vă mai rog. Da. Cum se cheamă boala fiicei mele? Pe care n-a descoperit-o nimeni, sărmana medicină. Boala se cheamă vocator flatulante affectio miraculis. Chiaris? Chiaris, da. Ce doctor, ce om! Vă aștept, ilustrisime, domnule doctor. Mulțumesc, sluga, domnule farmacist, sluga! Sluga dumitare, signor Pantalone. În emisiunea Ora Veselă, regizorul artistic Ion Vova l-a distribuit în numeroase scenete umoristice, dintre care, în emisiunea de astăzi, vă prezentăm doar două: Întâlnirea și Inventatorul. Performează alături de Octavian Cotescu, Cornel Vulpe și Radu Zaharescu. Hei, de când ești la Constanța, domnule Ichimescu? Hei, de-aseară! Ichimescu mă confundă cu fratele meu. Să-l previn sau să las conversația să meargă mai departe? Să-ți spun, era un dor de dumneavoastră. Când te-am văzut adineori, am zis, ia că și domnule Ichimescu, și mi-a făcut mare plăcere. Da, și mie, și sigur, mă confundă cu fratele meu, sigur. Tocmai vorbeam de dumneata cu Panaitescu, cu Mihai și cu Balaban. I-am văzut și pe dânsi. Da, Panaitescu, Balaban, da, aceștia sunt cei mai buni prieteni ai mei. Vreau să zic că și pe mine mă cunoaște, nu numai pe fratele meu. Și zi acum la Constanța, da? Da, și mulțumesc lui Dumnezeu, merge foarte bine, mai bine decât la Buzău. Da, te cred. Poate n-aș fi plecat de acolo dacă n-aș fi avut de-a face cu nebunul acela, știi? Cât am tras cu dânsul. Da, știu. Nu pot să zic că nu mi-a dat ce mi se cuvenea, dar era de o violență. Da. Îl cunoști, da, ce să-ți mai spun? Da, într-adevăr, e tare violent. Ce dracu mă ramolesc? Știi că nu te-ai schimbat deloc, domnule Ichimescu. Da, păi și dumneata, tot cum te știu. Apare numai că la Buzău nu purtam barba. Ce are a face? Barba nu modifică așa de tare. În tot cazul, să știi, eu te-am cunoscut de cum te-am văzut. Las, cam în bătrâni. Nu purta barba, fără barba. Mă rog, dumneata n-ai fost la căile ferate? Nu, n-am fost niciodată. Tot ocupația asta am avut-o întotdeauna. Mi se pare că m-ai cam uitat, domnule Ichimescu. Ferească Dumnezeu, cum să te uiți? Știu că tot ocupația asta o aveai și în Buzău se poate. Dacă cumva mă întreabă cum îl cheamă și ce ocupație are, m-am făcut de râs. Apropo, ce-ți face cu coana? Cu coana? Da. Păi care cu coana? Că eu nu sunt zurat. Nu? Nu. Bine, dar parcă la Buzău... Da. Așa, că bine zici, știi, bine zici. Da. Știu la ce vrei să faci aluzie. La ce? La doamna Mavrici. Aud pentru prima oară de numele acesta. Nu, zău, n-am făcut nicio aluzie. Lasă-și, pe onoarea mea. Nu te mai apăra, că acum nu mă mai supără. Sigur că el ți-a vorbit de asta. Care e? Păcătos. Nu, spun drept că nu mi-a vorbit. Nu, lasă degeaba, nu te cred. Toți erați siguri că între mine și doamna Mavrici erau, mă înțelege. Mavrici, toți eram sigur. Vreau să zic că și eu. Da, e drept că am auzit și eu așa ceva, Da, sper că l-ai crezut. Nu, ți-o spun drept că n-am crezut. Și ce mai face doamna Mavrici? Nici pe dânsa n-am mai văzut-o. De atunci? N-am mai văzut-o nici eu, cam de multișor. Tot frumoasă. Mai îmbătrâni ceva, Și totuși, cum s-a avut cine-i? Să mă fac, i-am uitat numele, nu e un lucru așa de jignitor, și să-l întreb pe dânsul. Mă rog, cum ții numele? Scuze, dar ți l-am uitat. Niculai, da. Așa e că bine zici. Știi, eu plec astăzi și îți voi scrie din Buzău. Care ți-e adresa completă? Pune Constanța, e de ajuns. Da. Cine nu mă cunoaște pe mine? Da, bine. Niculai, Buzău, barbă, Mavrici, ce dracu mă ramolesc? Ia mâna, bizar! Yeah!
scrii neapărat. Da, da, da. Și tu complimente. Bine, bine, dar cui? Ehe, știi dumneata cui? Tovarșa secretară. Da, vă rog. Pot intra la tovarș inginer șef? Da, poftiți, vă aștept. Alo, da, da. Da, la întâi livrăm toată cantitatea. Striți. A, ia loc, tovarășul Dincu. Ia loc. Da, atunci e regulă, da? La revedere. Striți. La revedere. Ia și tovarășul Dincu. E gata. Da, ce e gata? A, da, invenția dumitale. Da, da, da. Toate da, schițele, poftiți. Da, da. Vă să zic că acesta e... MTC, păstere 1. MTC și mai cum? Mașina de tăiat și curățat. Păstârnac 1. Ah, da, simplu, simplu și ingenios. Un suport de tablă pe care se așează păstârnacul, 4 sârmulițe de oțel inoxidabil care taie... Păstârnacul în 4. Ah, și aici, aici? Mânerul care declanșează întregul agregat. Ce vor... Te felicit, foarte bun, foarte practic. Foarte. Atunci, aprobați intrarea lui MTC Păstere 1 în fabricație. Da, 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 da. Știți, sunt unele inconveniente. De unde luăm noi, de exemplu, sârmulițele? De la câmpia Turzii. Păi, crezi că fac ei sârmulițe din astea? Păi, dacă nu fac, facem noi. Aha. Ce? Clădim la Iuțeală o hală pentru sârmulițe. M-am și gândit, am proiectul la mine. Bine, bine. Asta e hala pentru sârmulițe, nu? Da, da, cupola, cupola din dreapta? Secția mânere. Uh-huh. Cupola, 26 metri înălțime, diametru 19. Este din sticlă colorată, semitransparentă, pentru ca tehnicienii, membri ai fondului plastic pe care îi vom angaja, să realizeze minunatele mânere din lemn de nuc cu incrustații florale. Formidabil. Și blocul, blocul ăsta turn din mijloc. Până la etajul 3, biroule serviciului proiectare. De la 3 la 6, omologarea. De la 6 în sus, instalațiile de ondulat tabla pentru suporturi. Nemaipomenit. Și arcul, arcul care acționează mânerul, unde îl fabricăm? Din import. Bun, foarte bine. Cred însă că va fi nevoie să plece cineva în străinătate pentru legătura cu furnizorii, nu? Da, da, da. Cel mai bine ar fi dacă v-ați face dumneavoastră timp. Dumneavoastră, până vă întoarceți, noi construim hala, turnul și cupola. Să mai vedem. Dacă o să trebuiască, plec eu. Ce să fac? Nu trebuie să plec. Dar cam la cât s-ar ridica devizul pentru construirea întregului complex? Foarte ieftin. 367 de milioane, 245 de mii și 30 de bani. La o producție anuală de 30 de milioane agregate, MTC Păstere 1, revine un preț de cost de 486 de lei și 9 bani per agregat. Da, nu crezi că cifra de 30 de milioane agregată anual este prea mare, adică raportată la populația țării noastre? Păi nu, socotiți pe locuitor. Nu? Socotiți per păstârnac. Dar nu-i cam scump? Putem aranja cu comerțul să le vindem cu plata în rate. Tovarăș, tovarăș, inaugurăm astăzi fabricarea serii 0 a noului agregat MTC... Păstere. Unu, da, știu, da. Un produs nou, tovarăș, un produs nou la nivelul tehnicii mondiale. Am invitat în mijlocul nostru pe inventatorul acestui agregat. Tovarășul Dincu, vă rog, poftiți. Da. Bravo. Priviți, priviți. O simplă apăsare de mâner și arcul declanșează sârmulițele. Sârmulițele coboară vertiginos în plan orizontal și se interpătrund în corpul păstârnacului, care cedează în 4 secțiuni complet distincte și separate între ele. Liniște, liniște, tovarăș, liniște, tovarăș. Am invitat în mijlocul nostru pe mama Tinca, reprezentanta gospodinelor din cartier, pentru prima declanșare a minunatului nostru MTC... Păstere. Unu, da, știu. Poftiți, poftiți, poftim mai aproape, măicuță, poftim mai aproape, măicuță, aici. Da. Uite, aici agregatul, ai dincoace păstârnacul, nu-ți rămâne decât să apeși, mamă Tinco. Da, la ce folosește, maică, drăcovenia asta? Cum la ce? Îți dai seama ce utilitate va avea acest agregat în gospodărie, mamă Tinco? Dintr-o singură mișcare să tai păstârnacul în 4? Da, de ce să-l tai? Că păstârnacul se pune întreg la supă, maică.
Umorul fin al actorului Octavian Cotescu, de o ironie sui generis, se face remarcat și în arta monologului. Vă prezentăm, în momentele care urmează, mai întâi monologul Scrisoarea și apoi monologul Anton Pan, în două registre diferite. Bella come mai, sicuro. Draga mea, ți-am adus flori și cum nu erai acasă, am vrut să le pun în apă, dar vaza mi-a scăpat din mână și s-a spart. Iartă-mă, scumpa mea, știi cât sunt eu de neîndemânatic. Tocmai despre asta vorbeam azi cu Ticul la aperitiv. Îi spuneam cât mă roade pe mine gândul că, în loc să-ți mai iau greu gospodăriei de pe umeri, în loc să te ajut, mai mult te încurc. Și el a râs. Păi asta m-a scos din sărite. I-am spus pe șleau că este un retrograd și un egoist. Am încercat să-i explic că e firesc ca un bărbat să-și ajute nevasta. Și am vorbit multe despre noi, despre tine mai ales. I-am spus cât mă doare pe mine că deși te iubesc atât de mult, deși mă străduiesc să te ajut, să te menajez, totuși nu reușesc și pace. Și el a zâmbit tot timpul așa prostește și fără nicio legătură. M-a întrebat ce caut în local și de ce nu sunt cu tine. Deși nu merita, i-am răspuns nătărăului că nu ești acasă, că de obicei e ora când faci târguieli. Și deodată te-am simțit așa cu mine, în inima mea. Te vedeam cu ochii minții cărând sacoșele grele și un val de duioșie și de iubire fierbinte, clocotitoare mea. Cuprins sufletul, simțeam nevoia să strig, să afle toată lumea cât de dragă mi-ești. Dar un ospătar insensibil m-a poftit să părăsesc incinta. Așa am ajuns acasă mai devreme ca de obicei și fiindcă eram foarte obosit, m-am întins puțin pe divan până să vii tu. A, nu, iubita mea, n-am cheltuit mult. Ne-a revenit doar câte 100 de lei de fiecare, că n-am prea mâncat. Am făcut economie, fiindcă știu că să avem cheltuieli cu zugrăvitul, știi? Tocmai îi povesteam lui Ticu cât de economă ești tu, nu cu altele care aruncă banii în vânt pe toalete și își rosesc timpul la petreceri, spectacole și alte distracții. De aia te prețuiesc eu, comoara mea. Că ție nu-ți scapă banii printre degete și totdeauna preferi să-ți petreci timpul cu folos, să gătești, să te retici și câte altele. Iar eu sufăr cumplit că sunt atât de neîndemânatic, că nu sunt stare să fac ceva ca lumea și când încerc să fac o treabă, abia o stric. Nu, 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 nu protesta. Știu totdeauna, în loc să te ajut, te stânjenesc. Uite, mă gândesc cu groază ce o să fie când vor veni zugravii și eu nu o să-ți pot fi de niciun folos. Asta mă chinuie, mă frământă, nu de azi de ieri, ci de săptămâni. Ei, o să ne descurcăm, desigur, n-am nicio grijă cu tine. Eu m-am și gândit cum să te descurci mai bine. M-am frământat în fel și chip. Și am hotărât să fac în așa fel, încât să nu te împiedici de mine, să nu te încurc cu neîndemânarea mea. La ce crezi tu că s-a gândit soțiorul tău? Vezi că nu știi? Ei bine, pentru tine, dragostea mea, ca să-ți vezi tu liniștită de zugrăvit, eu am să plec într-o excursie de 8 zile în străinătate. Mie mi se duse vestea în întregul București că altul ascuțit la limbă ca Anton Pan n-o mai găsești. Tot pe mine Eminescu cu al său maestru verb m-a numit finul pepelii cel isteț ca un proverb. Nu zic o fi tot o aievea ce se spuse despre mine, că știți, lauda de sine nici când nu miroasea bine, dar un lucru n-a mea vreme a știut întreaga lume,
că nu-i altul să împreune hâtre zicători cu glume și nu-i altul să tot scoată din adâncurile torbii ce a adunat poporul în a sa povestea vorbii. Căci știți cum se zice, prea cinstite fețe, glumele nevinovate sunt ca sarea în bucate. Ori, cu râsul și glumele se culeg toamna prunele. Sau, să nu ne temem de glume, că și ele fac parte din lume. Tot plimbându-mă de unăs din Lucaci până la șosea și văzând că Bucureștiul nu mai are mahala, bucurându-mi deci privirea cu tot felul de conace înalte, zvelte și cu turle, de acum le zice bloace, am văzut pe câte o stradă și o clădire într-o rână, cu tot felul de suporturi, schele, stâlpi, s-o țină în frână, să nu se prefacă în țândăr de atâtea reparații consemnate în documente de comisii, delegații. Mai venea câte un meșter, mai căsca, mai se întindea, mai bătea un cui, o scoabă și apoi brusc adormea. Parcă ar fi mutat un munte cu un efort fenomenal, ori a dănțuit o noapte la o nuntă sau la bal. Nu știu ce înseamnă asta, dar de atâta somn și tihnă, casele astea în reparații parcă sunt case de odihnă. În orice caz, privindu-i, îți venea ca să le spui. Mai bine ar tot mânca decât ceva ar lucra. Sau, mamă, zi să vină nenea ca să mai scuture lenea. Ori, dacă șade el degeabă, gândește că toți n-au treabă. Am văzut pe câte unul că umblă pe trei cărări și cu vorba împleticită spune într-una la măscări. Am crezut că de la crâșmă el se duce drept în pat, dar nu, voia de-a dreptul să s-apuce de lucrat. Și deși abia lăsase butelcuța de-a ei toartă, el la fabrică venise vrând să intre drept pe poartă. Până la urmă nu-l lăsar, l-a întors frumos din drum, căci în halul ăsta poate să prefacă tot un scrum. Despre unul de acesta se zice, fluieră în bute și suge cap. Ori, cine bea până la îmbătare, nume bun în lume n-are. Și-am mai văzut pe unii la o fabrică oarecare, adunau într-un depozit ce găseau în lumea mare. Cuie, pânze și butoaie, scânduri, țevi și porumb boabe, sape, grizi, mosoare, tocuri, lăzi, corsete, tobe, roabe. Nu de alta, dar mai bine să se adune ca să fie stive una peste alta, să n-ai loc în magazie. Pălării, ciment, jartiere, paste, becuri, sugative, toate astea au un nume. Stocuri supranormative, strânse fără vreo nevoie, fără noimă așa în pripă, ele fie-m cu iertare, cu o zic drept, curat risipă. Unor gospodari ca ăștia li se potrivește zicala, lopata grămădește și prostia risipește. Ori un sfat bătrânesc, nu risipi meiul ca nevoie se adună, sau... Iată un proverb și mai bun și cu asta îmi iau de la voi rămas bun. Cumpăna nepoate e bună în toate. În comedia Harță Răzășul de Vasile Alexandrii, în regia artistică a lui Grigore Gonța, umorul specific al lui Octavian Cotescu îmbracă noi valențe. Îl secondează cu același talent Demrădulescu, Mariana Mihuț, Alfred Demetriu. Când amoriul fără milă îmi tot zice... Eu, malac! Malac? Ei, nu mai e de suferit. Harță! Bade harță! Ce poftești, domnule? Știi dumneata pentru ce am scos din pungă 8319 galbeni, 27 de lei și câteva parale și le-am dat pe moșia aia să... Pentru că ai găsit-o ieftină, domnule. Asta e una și alta...
Alta? Pentru că ai avut poftă să te faci proprietar. Ai ghișit, însă pricep ceva să zică a fi proprietar? Ei, pricep? Cine are o moșie? Cine-i bun proprietar? Are supărări o mie care-l umplu de amar. Bai prea mult soare, bai prea răcoare, va sufră grivă-ți, va vânde foc, va cade ploaie și cur și voaie, care ținea că la nu fi loc, va prețul scade, grindina cade, lăcusta vine, potoc grozav. Și peste toate alte pacate mai ai la urmă și un vătaf. Iată zău și vrea să zică de a fi proprietar. Trudă multă treabă mică, ce folos cât frunza-n par. Prea frumos, prea frumos, însă ai uitat să pominești de răul cel mai supărător. Care? Veșinătatea unui răzăș. Cum asta, domnule? Cum? Ascultă, vrei să-mi vizi răzășia dumitale? Ce? Locul meu de baștin unde au trăit și au murit părinții mei? Casa strămoșească unde m-am născut. Ce strămoșească? Mi-a dat clădit-o. Păi așa este, dar am clădit-o pe locul caselor vechi. Livada răsădită de bietul meu bunel. Dar bine, domnule, ce ți-o făcut răzășia mea? De nu poți încăpe de dânsa. Ce mi-a făcut? Știi și muza. Ai? Mursa? Ai vreodată inspirație? Rațiune în viața dumitale. Ba, am oferit sfântul. Numai odată am avut friguri. Apoi, dar nu ne putem înțelege. Vinzi răzășia? Locul meu din baștin unde au trăit și au murit. O vinzi, orba? Dacă îți faci poftă, nu mai adică. Cât ce-i pe dânsa? Prețul cel de pe urmă. Cu casă, cu livadă, cu tot? Cu tot, afară de cine ești. Da. Zic, e pământ mult și bun și numai piperj prin sumii mari de bani. Cât cer, spune azi? Știu eu, domnule, cât te-a lăsat inima? 5.000 de lei. 5.000 de lei pentru un petic de loc? Și ai nebunit! Mai de una zi mi-ai cerut 3.000 de lei. Păi așa este, dar de atunci legea rurală o scumpit pământurile. Ce vrei 3.000? Dar de unde? Vrei 4? Din 5 nici o liscaie mai jos. Gândește-te bine, bade harțe. De te-ai îndărădniși, eu sunt în stare să ridic de-a lungul gardului un zid înalt cât plopușela. Nu se poate, domnule, că am portiță în gard. Da, portița dumitale se deschide pe proprietatea mea și pot să o închid. Ferească sfântul, e un drept de șerbire statornișit din bătrâni care îmi învoiește trecere prin livada asta. Șerbire prin livada mea? Păi să-ți arăt ispisoașele din pod. Am, eu te-am așa un teanc de hârsoaje afumate. Într-un cuvânt, primești ce ți-am dat? 5.000? Ba, 4. Nu-mi dă mâna. Nu! Să nu te căiești, ba de harță, atâta zic. Rezgândește-te bine. Eu mă duc să pregătesc banii. 5.000 în capăt? Nu te scumpi că te-i căi. Scumpul mai mult păgubește, știi vorba? Măi căi eu? Nu cumva îl bate gândul la judecată. Poftească dacă vrei să gusti moara lui harță răzășu. Eu sunt harță baș răzăș, cunoscut tocmai prin Iași, din șocuri de scriitori și de mulți judecători. Ani întregi eu m-am luptat până și mi-am câștigat și proșesul cârșobos și nume de harță Gos. Cunosc orice cârșoguri și orice coțcării, din prișina scurtate prin judecătorii. Știu cum să cumpăr martori și să-mi găsesc dovezi, care se parcă spalșe și trebuie să le crez. Am ispisoașe multe ascunse colo-n pod și știu orice pricină s-o not și s-o deznod. Într-un cuvânt îmi place, de curța mă freca. M-am judecat, mă judic și mă voi judica. Căci sunt harță baș răzăș, cunoscut tocmai prin Iași, de șocoi de scriitori și de mulți judicători. Ani întregi eu m-am luptat, până
mândră și mi-am câștigat și procesul meu spinos și nume de harță, gos! Nume importante ale dramaturgiei universale l-au însoțit pe Octavian Cotescu pe parcursul întregii sale cariere. Ne-am oprit pentru fragmentul următor la Anton Pavlovich Cehov, la comedia Nelegitimul. Veți asista la un alt regal radiofonic, marca Octavian Cotescu. Devin tot mai competitiv și George Constantin, Ruxandra Siretanu, Monica Ghiuța, Atena Demetriad, Elena Nica Dumitrescu, Dorina Lazar, Victor Ștrengaru. Miserabila! Auzi ce să-i dea prin cap, ce mărșăvie! Eu care o viață întreagă a fost un om serios... Eu care de copil am fost serios, dar da, eu m-am născut serios, ăsta e adevărat. Și tocmai mie să-mi născocească așa ceva, e strigător la cer, este ce strigător, este urlător, da, urlător la cer. Să stau puțin jos, că îmi tremură picioarele de parcă aș avea friguri. Ah, și mă doare capul de plesnești. Da, trebuie să fac ceva, dar ce... Metrebnica asta e în stare să umple tot orașul. Ah, scandal, tribunal, bârfăși. Oh, și Ana Filipovna, Dumnezeule. Nu pot să stau jos. Trebuie să mă ridic. Mai de m-ar ține picioarele. Hai, sus. Ah, cum să stai jos într-o asemenea situație? Tot corpul te cere în picioare. Gata de luptă. Mișelia trebuie învinsă. Dar cum? Cum? Ana Filipovna, cum? Ce să-i spun? Ana Filipovna, nici nu trebuie să mă gândesc. Mă întorc toți creierii. Parcă mi-i stoarce cineva. Mă lasă. Ana Filipovna, mă lasă. Sigur că mă lasă. Și așa e nefericită că n-are copil. Nu se plânge, dar o văd eu, o simt. Casa distrusă, cariera pulbere. Și pentru ce? Pentru ce? Răzbunare de nebună, de zăltată, de... Trebuie să lupt, să dovedesc că nu e al meu. Dar cum se poate dovedi asta? Mai ales dacă îmi seamănă. Dar cum dracu îmi seamănă dacă nu e al meu? Păi se întâmplă, se poate întâmpla. Ce? Odată întâlnești doi oameni care jur că-s frați și nu sunt. Vă să zic că se poate, dar cum te aperi într-un asemenea caz? Legea, ce-o fi spune legea? Trebuie să existe o chichiță, o poartă de ieșire. Hai, Sergei Antonovici. Da, asta numai el poate să o știe. El cunoaște toate șurubările astea avocățești. Da, o să mă ajute el, nu o să mă lase el pe zeveni bătrân. Cred că n-a plecat încă. Cu Serghei nu o să-i meargă, nu o să-i meargă, că mă învârte Serghei legele, amețesc cei care l-au făcut. La ordinul dumneavoastră. Du-te și vezi dacă... Ce ai de râs, mă? Păi, nu râsei, domnule. Du-te și vezi dacă domnul avocat Serghei Antonovici mai e în birou, dacă e roagă să poftească până la mine. Acu și ca, domnule. Și mă, i-a râs? Nu, domnule, dar așa eu, că de mic mi-au zis rânjitul. Ieși afară! Încheiem emisiunea noastră cu o altă comedie de Carlo Goldoni, Casa cea nouă, în regia artistică a lui Dan Puican.
replici de cea mai bună calitate cu Octavian Cotescu, Virgil Ogășanu, Rodica Tapalagă, Mariana Micuț, Valeria Gagealov, Mihai Mereuță, Mariana Buruian. Poftiți, domnule Cristofolă? Patroană, cu plecăciune. Ilustrisime, nu, ilustrisime, draga, domnule Cristofolo. Lustrisime, fără lustrisime, fără mofilogază. Nu eu... dorești să fii primit cum se cuvine. Eu nu am voie să fiu lustrisuit. Nu mi-au plăcut niciodată fasoanele astea. Eu sunt un om onest, în vederea mea și din fericire n-am nevoie de nimeni. Iar onorurile și titlurile astea ți le cedezi. Păstrează-le pe dumneata ta. Fie cum vrei. Te rog să mă ierți dacă te-am deranjat. Păi, dacă sunt aici, m-am deranjat. Și dacă m-am deranjat, te ascult. Dragă domnule... Ce poți să studi de folos? Dragă domnule, iertați-mă că mi-am permis libertatea de a vă deranja. Hai, lasă, uite ce, fără politețul. Eu sunt prieten cu soțul dumitale. Așa că... poți să-mi spui pe șleau tot ce dorești. Îmi permit să vorbesc de o anumită persoană? Ce persoană? O persoană. Deci, dacă nu vorbești de nepotul meu, poți să-mi vorbești de orice persoană. Eu n-am de-a face cu nepotul dumitale. De n-am de unde să știu eu. Am aflat că pungașul ăsta s-a mutat aici jos. Și am bănuit că vrei să-mi vorbesc ceva despre el. Așa că puțin lipsea să fac pe necioplitul și să nu vin, să Dumneata, un domn atât de politicos, de ce? Păi de că știi, nepot ai, o poamă stricat, asta e. Și sora sa săracă. Sorsa? O nebună și ea. Va. Până a murit măsa, am vrut să o iau să stea la mine, dar a vrut să vină, a preferat să rămână cu frațul, ca să se bucure de libertate, pentru că la mine... se merge de vreme la culcare, pentru că nu se merge la carnaval, nu se merge la teatru. Încăpățânata are acum ce și-a dorit. Asta a vrut, asta a găsit. Vai, dacă ai ști, sărăcuța, cât de nenorocită. Păi știu tot. Păi cum să nu știu? Crezi că nu știu tot? Știu că el e plin de datorii. Știu că în 2 ani a făcut praf la cărți 10.000 de ducați. Și mai știu că zvârle bani pe fleacuri ca să-și împopoțăneze comoara de nevastă. Ea l-a dus de râpă. După ce a cunoscut-o, parcă nu mai era el. Nu mai ținea seama de nimic. Era... nici măcar nu se obosea să treacă să mă vadă pe mine. Vai, dacă mă întâlneam pe stradă, mă ocolea. Pentru că n-am haine la modă, știi? Nu pentru că nu-mi porte manșete. Păi știu tot. Păi știu. Vai. Cum să nu știu? Știu ce a putut să-i îndruge cu coana asta fandosită, că-i fac greață, că o compromit, că niciodată nu o să-mi poată spune unchiule. Să aștepte să-i spun eu, ei nepoată, să aștepte ea. Sclifosită și îngălată și vagaboanda. Vai, mai bine nu deschideam vorba. Scuze-mă, draga mea, scuze-mă, dar furia mă face să-mi pierd firea. Ce să... Dar ce voiai să-mi spui? Dragă domnule Cristofolo... Dar ce vină are fata aia săracă? Uite ce, dragă doamnă Checa, să vorbim deschis. Pentru ce ai trimis să mă cheme? Pentru un interes. Interesul cui? Dacă vrei chiar al meu. E vorba de un văr al meu. Da? Da. Păi, dacă e vorba de dumneata sau de vreo rudă a dumitale, sunt aici și uite că stau la dispoziție. Totul e să nu-mi pomenești nimic de nepotă. Nu, nici de sora lui. Nici de ea, nu, păi... ce mă fac? Ei, și așa, cum ți-am spus, vreau să-ți vorbesc despre acest văr al meu. Da, cine este? Este tânărul care a venit să te cheme din partea mea? Da, l-am văzut. Da, îl cunoști? Păi... până acum nu l-am remarcat. N-aveai cum, pentru că nu de mult a terminat colegiul. Dar el mă cunoaște. Da. Pentru că el m-a găsit pe podurile alto. El s-a oprit și tot el m-a condus la dumneavoastră. Ei, înseamnă că te cunoaște. Cine nu te cunoaște? Da. Mă rog, ce vrea el? Ce-i trebuie? Ce părere ai despre el? Păi, pare un băiat de treabă. Da, așa, într-adevăr, un băiat de aur, o valoare, un geniu. Se vede, se i-a luat bun. Da. Și ce face el? N-are nicio slujbă. Asta așa. E, vrea o slujbă.
Da? Da. Eu am destule relații, destui prieteni, s-ar putea să-i găsesc ceva. E, unde ar fi norocul? Și pentru asta m-ai chemat? Da, domnule, da, și pentru asta. E, și pentru ce altceva? Află că tânărul vrea să se căsătorească. Ei, bravo, asta e bună. Păi nici nu i-a trecut cașul de la gură și vrea să se însoare acum? Păi nu are nici slujbă și vrea să întrețină o familie? Păi... Păi nu mai am despre el nicio părere, nicio stimă, nicio considerație. Gata, m-a decepționat. Și dacă ar găsi o zestre frumoasă? Dacă ar găsi? Păi, și dacă și-ar putea cumpăra o slujbă? În cazul ăsta? În cazul ăsta căsătoria n-ar mai fi o prostie, nu? Păi, în cazul ăsta n-ar mai avea nevoie de mine. Nu, nu, el tocmai în cazul ăsta are nevoie de dumneata. Cum e mine? Păi nu pricep. Îți spun tot, îți spun tot, te rog, ia loc. Îmi vorbește cam întortocheat încât nu știu unde vrei să ajungi. Dumneata, domnule Cristofolo, nu crezi că vărul meu ar putea găsi o fată cu oarecare zestre? Păi, dar el, cu ce vine el, el, în afacerea asta? Are el ceva, ceva are el și pomă dacă găsește o slujbă. Doamnă! Băiatul are bun simț, să știți. O să găsească. Așa e. Spune-mi, scumpe domn, dacă ai avea o fată, i-ai da-o? Păi eu nu sunt însurat. Eu, așa că nu pot să am fete. Și că n-ai rost să-ți răspund nici da, nici ba. Scumpe domn, spune, scumpe domn, pe nepoata dumitale, i-ai da-o? Ei, doamnă Checa, apoi eu nu sunt nici orb. Nici surd. Ia uite că acum înțeleg eu bine unde vrei să ajungi. Și mă mir că dumneata te folosești de șiretlicuri. Păi ți-am spus că nu vreau să aud vorbindu-se de ei. Și dacă nu dorești altceva de la mine, te salut! Stai, te rog! Nu vreau să ascult absolut nimic. Dar n-am avut nicio intenție. De persoanele acelea nici nu vreau să aud. Stai-te, domnule! Ce? Ce înseamnă impertinența asta? Ce înseamnă impertinența asta? Octavian Cotescu nu a fost numai un maestru al scenei, ci și un mare pedagog, profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragial. Din 1981 și până la moartea sa prematură, la numai 54 de ani, în anul 1985, Octavian Cotescu a fost rectorul acestui institut. Profund, delicat, educat, extrem de bun, vesel și optimist, cu foarte mult umor și o ironie aparte, Octavian Cotescu, prin tot ce a realizat în teatrul românesc, este în același timp o metaforă și un simbol. Ați ascultat? Mari actori de comedie. Trei mii de galben pe trei luni și Antonio Chezaș. Sunt tâlhar pe apă și tâlhar pe uscat. Voiesc să zic pirați. Dar oricum omul e bun de plată. 3000 de galbeni, cred că aș putea să primesc garanția lui. Octavian Cotescu. Regia tehnico-muzicală Robert Vasiliță. Realizatorii Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă cu aceeași plăcere la ediția viitoare.